Unul dintre cei mai faimoși copaci din Marea Britanie a fost tăiat. Un adolescent a fost arestat de polițiștii britanici și este acuzat de act intenționat de vandalism. Copacul vechi de peste 200 de ani a apărut și în celebrul film Robin Hood lansat în 1991. <fie> Un adolescent de 16 ani a fost arestat sub acuzația că aretezat intenționat arțarul crescut chiar lângă zidul lui Hadrian, care era inclus și în patrimoniul UNESCO. Copacul vechi de peste 200 de ani era unul dintre cei mai faimoși din Marea Britanie și a devenit celebru după ce a apărut în filmul Robin Hood Prince of Thieves, lansat în 1991. Copacul se află în districtul Northumberland din nord-estul Angliei. În anul 2016, arborele denumit Sycamore Gap a fost votat copacul anului. Autoritățile sunt șocate de vestea primită, iar polițiștii britanici au deschis o anchetă pentru infracțiunea de act de vandalism. Adolescentul de 16 ani se află în custodia autorităților și va fi audiat.